Deci la jumătate de kilogram, la un platouaș, economisiți 2000 de calorii și fantastic. Ia uitați aici câte ouă a folosit maică-mea la maioneză, da? Foarte multe ouă, ei nu vor să slăbească, lor le place să fie obezi. Ia uitați aici, uitați-vă cât ulei a pus. Bă, fraților, uitați cât ulei înghite maioneza asta, e ceva de speriat. De aceea vă zic că maioneza light este mult mai bună. S-a făcut ora 3:30, am venit de la sală și mi-este foarte foame. Iar aici este salata Beof, asta este salata mea. Aici o să ia să ducă la rudele de la Buzău. Aici am făcut niște ouă roșii. Haideți să vedem cum e salata asta. Pentru că am făcut-o cu maioneză din aceea Hellmann's light, care are cele mai puține calorii. M-am uitat la toate maionezele și maioneza light de la Hellmann's are decât 280 de calorii. N-am găsit maioneză cu mai puține calorii decât aia. Foarte bună e. Aia și foarte, foarte bună. Abia aștept să mănânc pentru că mi-este foame. Uitați, asta e maioneza. Maioneza are 280 de calorii și asta este încă un truc pe care puteți să-l folosiți. Gustul este extraordinar de bun. Economisiți 400 de calorii dacă folosiți maioneza asta. 400 de calorii la 100 de grame, la 100 de mililitri de maioneză, vă dați seama? Și dacă folosiți jumătate de kilogram, economisiți 2000 de calorii. Dacă folosiți un kilogram, economisiți 4000 de calorii. Dacă vă faceți așa o farfurie, un platouaj, da? Și puneți un borcan din ăsta. Deci la jumătate de kilogram, la un platouaj, economisiți 2000 de calorii. Și fantastic. Ce poate să fie mai bine de atât? Să economisești 2000 de calorii, plus încă 2000 la un cozonac. Și astfel ai economisit 4000 de calorii în 2-3 zile. Mănânci un cozonac, mănânci un platouaj de salată Beof. Hai să vedem cu ce mâncăm. Mâncăm cu niște ouă pentru că drobul nu este gata. Fritura de miel nu este gata, nu am carne. Bine, salata asta conține niște carne, niște piept de pui. Eu vreau mai multă carne pentru că ați văzut astăzi de dimineață, n-am mâncat carne, am mâncat decât cozonac și practic am mâncat așa cam haotic, am sărit peste prima masă cu proteină. Noroc că am mâncat atunci când m-am trezit, am mâncat niște păstură și aceea are foarte multă proteină și este foarte bună pentru stomac. Haideți să-mi pun o farfurie, să-mi fac o porție și să vă arăt. Ok, mi-am pus cam atâta, o porție destul de mare de salată Beof. Avem și două ouă, nu sunt din acelea roșii, sunt normale, fierte. Deci este extraordinară salata asta, credeți-mă. Avem aici și proteină, avem tot ce ne trebuie. Haideți să mâncăm. Preferam să fie și niște cărniță, dar asta e. Dacă șeful bucătar nu a făcut, a făcut foarte multă salată Beof. După cum puteți vedea, a făcut 200 de kg de salată și a luat foarte multe ore să toace atâtea de astea. Da, foarte bună. Deci maioneza asta de la Hellmann's e extraordinară și economisiți foarte multe calorii. Și atât de simplu, adică nu-i schimbă gustul deloc, este foarte, foarte bună. Gata, vă las, mă bag să mănânc pentru că mi-este foame. Stați așa că am uitat să vă zic ceva. În salata Beof, foarte multe sunt legumele, da? Deci în proporție de 80-90% avem legume. Salata Beof este foarte bună. Foarte multe legume fierte, adică nu are de ce să nu fie bună. Singurul lucru pe care o strică pe salată este maioneza, pentru că are foarte multe calorii, pentru că este numai grăsimea acolo în maioneză, da? Și practic 10% care o reprezintă maioneza are de două ori mai multe calorii decât are cealaltă parte de 90% care o reprezintă legumele. Legumele au 30 de calorii pe 100 de grame, maioneza are 700 de calorii pe 100 de grame. Maioneza normală, da? Nu asta folosită de noi. Deci practic 100 de grame de maioneză este echivalentul la 2 kg de legume. Vă dați seama? 2 kg de legume, care au 30 de calorii pe 100 de grame, înseamnă 600 de calorii. Și 100 de grame de maioneză are 700 de calorii, da? 680 de calorii. Deci asta este singura parte nașpa la salata Beof, maioneza. Și de aceea, dacă folosiți trucul acesta să înlocuiți cu maioneză light, asta de la Hellmann's, pentru că asta are cele mai puține calorii, credeți-mă, le-am verificat pe toate. Mai sunt și pe la Kaufland alte maioneze light făcute de ei și așa mai departe, dar le au vreo 400 și ceva de calorii. Asta e singura care am găsit sub 300 de calorii, 280 de calorii. Deci dacă folosiți maioneză light, v-ați scos, pentru că puteți mânca mai mult sau puteți mânca la fel, puteți mânca normal, fără să vă simțiți vinovați, fără să vă îngrășați. Și bineînțeles să faceți și sport, să faceți mișcare, dar nu trebuie să vă duceți neapărat la sală în zilele de Paște, în zilele de sărbătoare, dar puteți să vă plimbați, faceți o oră, două de mișcare prin curte, pe afară, vă plimbați o oră, două și este extraordinar, ardeți peste 500 de calorii și astfel nu vă veți îngrășa de sărbători, foarte simplu.